Parcă ești în ceva poveste. Și asta e partea noastră de sinistru și tragic. În ce ligioane găsim pe aici? Asta e din aia ecologică. Unde sunt chestiile de păstrat? Uite-te acolo în colțul ăsta, trebuie pus o iesle. Și aici a pus un cal și o să pot să stau aici în sania asta de iarnă să mă uit cum mănâncă calul. Știu! Acolo băgat calul și să bage capul pe aici să mănânce. Da, da, da. Și mai bine te-ai hotărât. Uite ce șurub este aici. Vezi tu ce faină treabă. Ăsta trebuie să rămână. Ăla trebuie să rămână acolo cumva. Mai trebuie să le facem noi ălea mai... Trebuie tomnite. Atât ai de magic aici. Nu știu de ce, dar așa te simți. Parcă ești în ceva poveste. Hai să vezi povestea aici. Păi sigur, toate poveștile au și partea lor tragică, sinistră și tragică. Și asta e partea noastră de sinistru și tragic. Da. O, ce cuminți ne așteaptă. De ani de zile ne așteaptă asta. De vreo 2 ani jumate de când umblăm noi până... Cotloanele astea. Cotloanele astea. Nu ne-am apucat să facem curat pentru că nu știam încă care... ce construcție cui revine, pentru că au fost mai mulți moștenitori aici. Acum e clar că și șura asta de lemn care a fost folosită ca horincie, tot nouă ne revine și atunci trebuie să o curățăm. A fost închisă, nu ne-a afectat așa de mult, dar acum i-a venit rândul și trebuie să scoatem gazele din ea, că vai mama ei cât i-au adunat bătrânii ăștia și... No, uite acolo, o sanie de... lemn. Mm-hmm. Trebuie pus-o la loc de cinste, dar până să ajungi la ea, trebuie să scoatem salteaua asta. Vedem ce ligioane găsim pe aici, de sus. Asta e din aia ecologică. Nu e ecologică, că e cu arcuri. Păi, cu arcuri, dar e cu paie în ea. Deci e ecologică. S-o pun aici, poate vrei să o probezi. Vrei? Vai... Cum ți-aș spune eu, să nu păstrezi mare lucru. Na, unde ai dispărut? Mă te mișcă, nu pot sta în loc. Vezi că lucrezi. Multă e aia care nu te plătește nimeni pentru ea. De asta har domnului este destulă. Poate găsim un sac cu bani aici. Cum ți se pare lemnul de aici? Foarte fain. Nu-i putred decât în partea de jos. Asta este un lemn care a înmagazinat foarte multe povești. Dar alea vor fi spuse la vremea lor. În jurul focului, nu așa pe internet. Hai, lasă camera și... Hai, lasă camera și hai la treabă, așa-i? A, ce harnicez. No, dar aranjat e frumos, bine? Nu m-a aruncat acolo așa, oricum. Păi, tu te-ai aruncat ăștia aici lemne. Păi, da. Nu, ce să faci? Ca ce lemn? O, nu cred! Dar ce botă faină! Și nu-i... nu-i putredă. Nu. Calc un pic pe ea, las-o așa în jos. Dă să vedem. Așa. E cam putredă. Da, e frumoasă, într-adevăr, dar e putredă. Se vede că e putredă. Pune-ți-o aici. Măcar de ăla e așa. Cum trebuie. Nu asta, zi. Că e foarte faină. Și cu asta cum fac?
toți sunt, stă la mine. Ia stai că știu eu. Stai că m-ai pus după aia acolo. Numai ca așa. Am făcut o trapă, uite. Nu, nu te pune să nu cumva să dai în ceva cuie sau ceva. Bravo, sunteți arnici. Mulțumim de ajutor. Păcere. Uite, tati, ce-am prins. Brasca. Ai mănuși pe mâine, ești curajos acum și tu. Alu, Brasca, eu sunt Nenina. Ia poți să bagi în butoiul ăla. Vreau de păstrat? Mă nu băga, că butoiul îl păstrăm, de fapt. Vien ce-o pune în el. Da, ia, Sofia, vrei să-ți fie ăsta capătul de pata tău? Nu. Nu-ți place? Nu. Uite, Victor, te-mi iubi, da. Băi, dar ce husă frumoasă are. Serios? Două rânduri de husă. Dar, mami, unde pune cuța de la... Cuța, cuța! Dar cum o-i, dragule? Nu, cum, hei? Ce-ați reușit să faceți, domnul? Am cam scos gunoi mult afară. Mai mult lemne. Și-o fă lemne vechi și nu știu mai ce, capete de pată, a fost pe foc. Ce-i bun de foc, le-am pus separat. Separăm gunoiul într-o parte, pierele în cealaltă parte și așa mai departe. Ne dăm zilința să facem curățenia. Lasă-mă geamul mă acolo. Nu, nu. Asta nu-i geam. Ia ce model frumos. Ai zic. Dar de ce l-au pus ăsta aici ca să nu intre lumina? Nu știu. Stai deoparte, Victor, dacă ai mâncare în mână. Nu te ridică, poți să mergi pe ușă încolo. Nu călca pe țigările alea, că alea să fie la WC-ul. Wow! E frumos? Da! Au! Uite ce cană îngrijită! Ha? Serios, că e o cană foarte îngrijită, aici nu e în ghilimele. Nu e în ghilimele. Nu, cuțea. Ia uite ce canu găsi feciorul tău. E să-ți bei cafeaua în ea. O iei tu, tati? Nu, ți-o las ție. Și o noptieră. Dar am zis să nu intri dacă mănânci. Uite-te ce multă mizerie îi. Foarte aventură aici. Foarte frumos, foarte aventură. Lasă-mi la ustul ăi. Nu las de la purile, că e ceva. O comoară ascunsă. Da, da. Sigur, apoi? Da! Dă-te de la... Ce la... Uite, cauă. Perfect, o lăsat aici. Un pic de lână pe deasupra, ca pe post de zahăr. Foarte fain. Mai dar uite atât, nu se poate. Ce, în ala lână? Da, da. Ăla lână. Dar cine deschide dulapul ăla? Oare lilieci, nu sunt pe aici. Da, nu am văzut. Ia lilacul! Dar cine ia cana, că vreau să o duc acasă.
Dar de ce? Că e foarte bună. Nu-i spartă, e curată. Tu îți dorești cana aia, neapărat? Da. Hey, am găsit aici și o plântare din aia roșie, de bebeluș. Ce frumos e afară. Ce-ai? Și apoi te lovește realitatea în spate. Ușa asta îmi place. Știi ce fain o să fie? Uite aici, o să vede lemnul frumos. Că nu e putredă, e chiar să ține bine. Și îmi plac scările astea de piatră. Așa mari. Scară. Deci eu mă gândeam așa. În spațiul ăsta, aici așa, camera asta, să o lăsăm deschisă. Peretele ăla de acolo să îl dăm jos, să rămână numai stâlpii de susținere care să-i mai consolidăm. Fundația asta de piatră să rămână frumos. Să o... Trebuie refăcută. Dar trebuie scoase din pietre, aranjată din da, nou. Da, să o aranjăm din nou. Și iarăși aici... Nu m-am hotărât încă, dar cred că mai degrabă să rămână măcar peretele ăsta. Aci că e frumos. Da, care măcar. Ce trebuie să rămână de structură dacă nu ți-o suflă vântul. Da, de-aia. Da. Uite, bun, deci... alegeți una. Domnișoară drăguță care mi-a dus de mâncare. Dar numai una, că una e și a mea. Una e a ta și una a mea? Da. Wow, ce echipă bună suntem. Mulțumesc. Porțile de la șură să le dăm jos, deși sunt drăguțe ele și frumoase, dar poate că le punem în loc la obloanele astea, să punem ușile alea două, știi? De design așa, le vopsim albastre. E albastre, mi-ar place. Peretele ăsta e cam șubred și și-ar trebui refăcut sau re-așa. Și să rămână deschis și la fel și pe sus. Reparat acolo, cum se numesc, coame? Da. Bun, să nu plouă înăuntru. Și mă gândeam să rămână spațiul ăsta, podul, să rămână deschis. Și deasupra să facem un pat așa mare, mare, și știu eu ce mai puteam noi face acolo. O scară de lemn simplă. Uite-te, acolo în colțul ăsta trebuie pus o iesle. Și aici a pus un cal și o să pot să stau aici în sania asta de iarnă să mă uit cum mănâncă calul. Da. Deci o iesle, un căluș? Da, da, eu alte planuri fac acum, nu cu animale, cu oameni. Deci spațiul ăsta aici tot așa să fie îndreptat și frumos cu pământ și să facem un ca o terasă sau ca un foișor sau ca o ciupercă sau cum să o numim. Unde să ne desfășurăm activități de relaxare în afară. Aha. Poate că undeva într-un colț un grill sau știu eu ce. Avem un lădoi fain de lemn vechi. Punem aici lădoiul, masă veche de lemn, punem aici și masa. Și o scară să urce sus în pod și în pod să facem spațiu de dormit, dar doar în timpul verii. Deci să nu fie închis deloc, să rămână absolut deschis și cu un pat acolo, cu un baldachin deasupra să nu vină țânțar și să ne muște. În camera asta să o refacem acolo frumos, dar tot așa într-un stil foarte vechi. În care cameră? În asta? Da. Uite-te tu ce cameră faină aici. În camera asta. Știu! Acolo băgat calul și să bage capul pe aici să mănânce. Da, da, da. Și mai bine te-ai hotărât. Uite ce șurub este aici. Vezi tu ce faină treabă. Ăsta trebuie să ăla rămână. Trebuie să rămână acolo cumva. Mai trebuie să le facem noi ălea mai... Trebuie tomnite. Că aici au venit alți gospodari și o face rânduială.